Salutare! Numele meu este Lucian. În urmă cu 7 ani am fost diagnosticat cu diabet de tip 2. O boală cumplită care, netratată, în timp afectează organele interne. Am urmat pentru o perioadă tratamentele convenționale cu medicamente și regim alimentar scrise de specialiști. După un timp, starea mea de sănătate nu s-a ameliorat deloc. Glicemiile erau tot mai crescute. Am fost la un pas de a face neuropatie și nefropatie diabetică. Starea mea psihică și emoțională erau tot mai proaste. Am luat în greutate mai multe kilograme, îmi era tot mai greu să mă concentrez, aveam în permanență stări de oboseală și nu aveam motivația necesară de a mă putea bucura de viață. Până când, o minune a făcut să mă aflu într-o zi în fața magazinului Obor, așteptând pe cineva chiar lângă o tarabă cu cărți. Atunci mi-a sărit în ochi o carte, Codul diabetului, scrisă de Dr. Jason Fung, un nefrolog renumit internațional, care a găsit, să zicem, pastila minune în vindecarea diabetului de tip 2. Am răsfoit această carte, după care am cumpărat-o. Ei bine, această carte pur și simplu mi-a schimbat viața. Citind-o de 5 ori, să înțeleg odată, această carte mi-a dat posibilitatea de a înțelege foarte bine cum funcționează corpul, fiziologia corpului uman, cum funcționează organele interne și la ce alimente trebuie să renunți pentru a trăi. Mi-am făcut curățenie în frigider, am aruncat toate alimentele care erau nocive pentru boala mea și le-am înlocuit cu alimente sănătoase. În momentul de față, vă pot spune că starea mea de sănătate s-a îmbunătățit considerabil. Nu mai sunt dependent de pastile, analizele mele sunt ok, glicozicata este la o valoare de 5, ceea ce mă bucur foarte mult. Am învățat ce este aia o alimentație sănătoasă, iar anumite alimente pe care unii specialiști le consideră nocive în tratamentul de diabet tip 2 s-au dovedit, la mine cel puțin, că sunt foarte bune. Cu alimentație low carb, adică reducând la minim aportul de carbohidrați și consumând proteine moderat, iar grăsimile sănătoase să fie într-un procent ridicat, pe lângă acestea, făcând mișcare moderată plus post intermitent de câteva ori pe lună, toate acestea s-au dovedit a fi mană cerească pentru mine. Am învățat să citesc eticheta diferitelor produse alimentare, să fac deosebirea dintre dextroză, maltoză, fructoză, sirop de porumb, care într-un final toate duc la același lucru, adică zahăr. Așa arată frigiderul meu. Cu aceste alimente eu am reușit să dau jos 18 kg. Hai să ne apucăm să facem ceva delicios de mâncare. Bună ziua și bine v-am regăsit la canalul meu de YouTube NutriVlog. Eu sunt Lucian. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să nu mai stăm prea mult de vorbă. Nu prea îmi găsesc cuvintele, sunt foarte emoționat. Ideea este să ne concentrăm pe acest canal și pe metoda mea de a slăbi și am ținut diabetul de tip 2 sub control. În vlogul de astăzi am să postez rețetele mele pe care și eu la rândul meu le-am luat după alte site-uri cu diferite feluri de mâncare. Unele sunt făcute cu alimente pe care nu am voie, dar în schimb eu le-am adaptat. Așa că hai să nu mai stăm prea mult de vorbă, pentru că cum mi-a zis unul în comentarii, domne, vorbă multă, sărăcia omului, n-ai zis nimic concret, n-ai făcut nimic concret. Haideți să vedem ce mâncăm astăzi pentru micul dejun. În primul rând, avem nevoie de următoarele. Prosciutto crudo. Un avocado. Eu o să-l folosesc acesta. Alimentul cel mai important în această dietă low carb. Și avem salată rucola. Ei, am uitat să iau ouă. Un ou și
acest piept de pui țărănesc. Ceva foarte important. Ideal ar fi ca ouăle să fie ouă de țară crescute natural. Din păcate, cei care locuim în orașele mari nu prea avem de unde să luăm. Poate le luăm din supermarket. Încercați să luați ouă bio. Să zicem că sunt mai sănătoase. Mai departe, avem nevoie de un vas de ăsta de ENA. Eu aveam unul mai micuț, așa, rotund. Nu știu unde e, nu l-am găsit. Uite. De foaie de copt. Au de drum aici, da? Așa, ia să vedeți ce fac eu aici. Asta. Ceva de genul ăsta, da? De ce punem așa? Pentru că facem un fel următor. Oho, ia uite vă, se duce la vale. Dar ce-mi folosește chestia asta? Pentru a pune avocado să stea drept. Spargem frumos ouul și îl introducem în avocado. În momentul când îl introduc la cuptor, toată proteina din nou se va lipi de hârtie și nu se va lipi de vasul de ENA. Dăm drumul la cuptor, 175 de grade și timpul îl dăm la 15 minute. Hai. Sare. Ia uitați. Am băgat frumos, puțin piper. Am câteva frunze de salată până se face ou. Atât. De ajuns. Uleiul de măsline trebuie să fie neapărat extra virgin. Așa. 4, 5, 6. Cam, să zic, o linguriță de jumate de ulei de măsline este de ajuns. Sare de Himalaya. Așa. Câteva roșii de astea, sherry. Nu multe, că nici multe nu sunt bune. Am pisici, ia uite, se ceartă, am doi pisici. Se ceartă între ei. Așa. Uitați, avem grăsime foarte bună. Și acum haide să facem un test. Am aici un telefon de scrie sâmbătă, 5 februarie, nu știu dacă se vede. Stai așa, să-l deschid din nou. Sâmbătă, 5 februarie, ora 11:55. Țineți minte această oră, da? Haideți să ne luăm întâi glicemia. Filmează? Așa, filmează. Haideți să ne luăm acum, înainte de masă, haideți să ne luăm glicemia. Să vedem cât avem, câtă glicemie avem. Mi-am mai luat dimineața, ați văzut, erau 89, parcă, nu mai țin minte. Deci până se face, avem 7 minute, mai avem. Așa, deci funcționează, da? Deci nu m-am înțepat zilele astea, nu mai am degete. Așa, hai să luăm șervet de aici. M-am spălat pe mâini, iau din aur. Unde sunt eu de aici? Mamă, ce înțeapă! Aute cum iese, ce presiune avem. Hai să vedem ce glicemie avem noi acum. Așa. Uite, îl punem frumușel aici. Una. Două. Trei. Asta e tot. O să mă așa 5 minute și 10 secunde. Uitați cum a ieșit. Asta e tot ou. Să nu ne ardem. Îl luăm frumos cu... frumușel, da? Cu
farfurioară, punem frumos și pieptul și pe bacon, nu? Iar așa arată, dragilor, un mic dejun pentru un regim de diabet, de fapt. Avem aici, haideți să și spunem ce avem. Avem un avocado, peste care am pus un ou. Aici avem un piept de porc feliat, fără adaos de zahăr. Aici avem albușul de la ou, iar aici salată rucola, câteva roșii cherry cu ulei de măsline și sare de Himalaya. E important. Avem aici și proteine și grăsime. În avocado avem și grăsime și proteine. În gălbenuș de ou avem grăsime, iar aici sunt simpli carbohidrați. Dacă mâncați chestia asta la micul dejun, eu vă garantez că glicemia noastră nu se modifică foarte mult. Sau s-ar putea să nu crească. Vedem după 2 sau 3 ore după ce mănânc. Da, hai să mai fac o dată dintr-o bucată ca să nu zică cineva că am oprit filmarea și ia să vedem. Deci se vede, da? Sâmbătă 5 februarie, da? Ora 14:44. Ia să vedem. Stai așa să mutăm ăsta, așa să se vadă. Dăm așa, așa, stai să focalizăm. Perfect. Deci, oameni buni, nu știu dacă m-au zis că am acoperit microfonul ăla, dar sper să se audă. Deci, la ora 11:55 și, mamă, trebuie să mai ne auzi. Și este 14:40 și au trecut 2 ore jumate. Mă, încet de asta să mă mai înțep. Hai că mă înțep în asta. Așa, am pus cam mult blat. Nici nu vreau să mă uit, vă arăt vouă. Ia să vedem. Glicemia mea, în loc să crească, a scăzut. V-am demonstrat că nu influențează cu absolut nimic acest fel de mâncare, acest stil de viață low carb, glicemia. Ați văzut ce am mâncat? Ou, avocado, salată, ulei de măsline și pieptul la țărănesc, la cuptor. Ei, dragilor, după cum ați văzut, este o masă foarte simplă. Nu trebuie ceva anume, mâncăruri sofisticate. Nu, dacă știi ce să mănânci și ce alimente le combini, este foarte simplu. Alimente cu indice glicemic mic. Nu vă feriți de uleiul de măsline, nu vă feriți de avocado, nu vă feriți de nuci. Asta a fost tot, vă mulțumesc că m-ați urmărit, abonează-te dacă nu te-ai abonat, pentru că în curând o să vină și alte rețete, apăsa și pe clopoțelul acela care este în dreapta noastră, să-l activați asta ca să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când eu postez câte un clip nou. V-am pupat și ne revedem data viitoare. Pa, pa!